Vai de mine ce a fost aseară la Neversea. Am văzut imagini de acolo. Dami! Cum te-ai distrat, Dami, acolo? Bună dimineața, dragilor! Și acum voi! Și tu, și tu, și tu, și tu! Vai, nu vreți să știți ce nebunie a fost aici, Dumnezeule mare, și ce pot să simt eu aici pe main stage. Este absolut incredibil. Aproximativ 70.000 de oameni au luat parte la un show incendiar. Am văzut... Ce să vedeți? Au ieșit meduzele din mare, vă spun sincer, au fost meduze, au fost acrobați. Am văzut chiar și niște flori absolut minunate venite tocmai din Spania, special pentru a încânta cei aproximativ 70.000 de oameni. Iar Ioana ne va spune cine va mai veni și în seara aceasta, iar și multe alte detalii care s-au întâmplat aseară și pe care probabil că nu le-am văzut eu, că știți, eu am avut și altă treabă, na, am și distrat. Am văzut, da, te-ai aranjat, te-ai costumat, te-ai machiat. Bună ziua tuturor, îmi cer scuze pentru felul în care arăt, am dormit 3 ore. Asta înseamnă să fii la festival. La festival, dar să muncești. Adică unii se distrează și alții muncesc. Da, într-adevăr, au fost aproape 70.000 de oameni aseară. Cred că niciun an de festival de Neversea, în prima zi n-am avut chiar atât de mulți oameni. Asta arată și cât de dornici erau oamenii și dorul de Neversea, ca să zic așa. Distracție, de petrecere. Distracție și petrecere și să se întâlnească cu prietenii, cu, nu știu, poate cu oameni pe care nu i-au văzut de mult. Dar, într-adevăr, aseară aici a fost cea mai mare nebunie. I-am avut pe Alesso, care a și împlinit o vârstă, a fost ziua lui ieri, l-am așteptat cu tort și fanii au cântat la mulți ani, au urcat și The Motans și Cashmere, a fost o nebunie aici. Astăzi îl așteptăm pe Smiley, care va urca în jurul orei 8:30 pe main stage, pe Don Diablo, care cred că e cel mai așteptat în această seară, pentru că este în top 10 cei mai buni DJ din lume și în fiecare an fanii îl vor în line-up-ul festivalului. Și ce altceva vrei să-ți mai spun? Eu sunt tare curioasă, că știi că mie îmi place așa să aflu picanterii. Așa. Vreau să știu ce alte cerințe au mai avut artiștii aceștia mari, că poate cine știe, într-o bună zi chiar voi urca și eu pe această scenă în calitate de artist. Așa. Și vreau să știu ce trebuie să cer și eu ca să fiu băgată în seamă. Pot să-ți spun în exclusivitate, n-am spus asta nimănui până azi, că avem un artist care ne-a trimis un rider. Rider înseamnă acele cerințe pe care le au, care are 57 de pagini doar despre mâncare. Wow! Repet, 57 de pagini, da? Ați ținut minte? Doar cu rețete sau doar cu alimente pe care le mănâncă? Acest rider este aprobat de șeful lui personal și sunt ingredientele și apoi rețetele, felul în care le gătește bucătarul lui, la fel trebuie să le gătim și noi. Sunt unele ingrediente pe care noi nu le-am găsit în România deocamdată și a trebuit să le comandăm din afară. Deci asta înseamnă să fii artist cu adevărat. Așadar, dragilor, începând cu ora 14, se face intrarea astăzi în a doua zi de festival. Nu vă îmbulziți, e loc pentru toată lumea. Iar apropo de mâncare, un pic mai târziu vin la voi cu niște specialități dintr-un loc absolut incredibil. Dar revin un pic mai târziu. Pentru moment, acum la voi.